singura noastră scăpare este Dumnezeu. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu ești scăparea mea, Tu ești ajutorul meu, Tu ești izbăvitorul meu, spune rugăciunea bisericii. De foarte multe ori, în fața crizelor de tot felul care se întâmplă în lume, războaie, molime, cutremure, zicem că noi nu putem face nimic. Suntem prea mici, prea slabi pentru a influența într-un fel sau altul evenimentele care se petrec în lume. Adevărul nu este însă acesta. Omul care participă la dumnezeiasca liturghie, care se împărtășește cu trupul și sângele Domnului, care primește de la Dumnezeu cugetare smerită, rugăciunea inimii, a minții, din toată vremea și din tot locul, un asemenea om, pe nesimțite, dar în adânc și în realitate, influențează evenimentele majore care se petrec în lume.